Oare e un miraj sau o pungă de chipsuri nepăzită? Aud cumva o ceartă? Așa mă gândeam și eu. Ia să o facem și mai interesantă. Gata cu cearta, fetelor? Lizzie? Se pare că am câștigat lupta asta. Au! Mamă, ia uite ce chips! Ah! Tu ești acolo, Lizzie? O să iau un chips. Ce se întâmplă? Wow! Ce e locul ăsta? Ținutele astea! Să ne întoarcem la treabă, da? O să pierzi! Ce-i asta? Cine mănâncă doar un M&M? Și de ce al tău e așa de mare? Ești invidioasă? Mai mare nu e mereu mai bun, știi tu? Asta dacă nu e vorba de ciocolată! Uită-te la chestia asta pricăjită! Ea are un milion de mușcături! Și prima începe acum! Frate, chestia asta e bună! Poate că... Hei! Ce nedrept! Tot mi-e foame să știi! Scuze, nu te aud de la atât amestecat! Doamne, abia dacă se cunoaște! Poate iau și eu o gură atunci? Se pare că Lizzie ține gustarea asta doar pentru ea. Mi s-a umplut gura de salivă! Și gata! Eh, a fost chiar bun! Are cineva niște lapte? Are cineva niște lapte? Fată lacomă! Mă rog, viața nu e mereu dreaptă! Iubiți chipsurile sărate? Atunci să plouă cu ele! Sunteți pregătite? Wow! Frate! Sunt încântată runda asta! Chipsurile astea sunt toate pentru mine, așa-i? Brusc am o dispoziție grozavă! Și eu m-am ales cu chestiuța asta? Și vorbeai de nedreptate! Wow! Chipsurile sunt și ele mai mari! Și e la fel de bun precum arată! Are aromă de grătar? Oh, dar nu mă scuipa, Bella! Chiar trebuie să ronțăi așa de tare? Mersi mult! Abia văd punga asta! Mă mir că sunt totuși chipsuri în ea! Pot fi simple firimituri, dar o să le mănânc pe toate! Nu sunt rele! Slavă Domnului că i-am pe șmecherii ăștia! Mă rog, e bine! Sper că vă plac tăiței, fetelor! Ce bun! Condimentele alea sunt perfecte! Adică primim tăiței? Mamă! Ai putea să înnoți în chestia aia? Și asta abia are câteva guri! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Hei, unora le plac tăiței mai mult ca altora! Și acum s-a restabilit dreptatea! Ce drăguțe sunt astea, nu? Ia să vedem dacă merg! Am nevoie de mai multă acțiune cu bețișoarele! De-aș putea să le manevrez! Ups! Haide! Mulțumesc, New York! Pot ajunge un singur bețișor? Ok! Am luat un tăițel! E chiar bun! Doamne, Lizzie, mai respiri și tu? Unora chiar le plac tăiței și Lizzie clar e una dintre ei! Ai nevoie de ăsta? Lasă! Hei, ia uite! Nu e ridicol?
N-ați mai văzut un bărbat în toată firea care să se joace cu niște ursuleți? Ce? Un ursuleț gumat? Și ăsta e tot doar un ursuleț gumat. Dar cum ar trebui să-l mănânc? Nu. Bună încercare. Dar micuțul ăsta e mai mult decât suficient. Nu prea sunt fană ursuleț gumați, dar o să-l gust pe ăsta. Să încep cu capul. Nu-i prea rău. Are aromă de cireșe. E mai bun decât îmi imaginam. Ce suculent! Chiar o să-l mănânci pe tot? Nu mă pot uita. Nu regret nimic. Dar mi-aș fi dorit să port o rochie mai mare. Ce de zahăr a fost acolo. Dar acum aș vrea ceva sărat. Următorul. Voi două încă sunteți aici? Aproape că uitasem. Următorul. Wow! Ai văzut vreodată atât de multe floricele? Sper să fie și mult unt. A mea ajunge pentru două guri. Poate merge să fur câteva? Ha! Bună încercare, dar rămâi la ale tale, te rog. E așa de nedrept și nici măcar n-am un film de văzut. De ce să bei un suc când poți bea trei? Vă e sete? Wow! Sucul ăsta e imens! Și ăsta e cât o dușcă. Cât să fie două guri acolo? Deja am terminat, vezi? Mă ajuți puțin, te rog? Și ridică! Acum înclină-l spre mine, da? Îl înclin! Mamă, e o idee bună? Doar niște gaze! Opa! Sunt băi pe aici? Chiar am nevoie! Cât ești acolo? Ce? Nu-i de mirare că făcea pipi așa de rău? Am luat-o în direcția greșită! Ăștia arată chiar bine! Interesant! Da, uitați mâncarea voastră! Hei! O să mâncăm burgeri! Și nu puteau fi mai diferiți de atât! Chestia asta are un milion de cărnuri! Deja îmi lasă gura apă! Delicios! De ce al tău e uriaș și al meu e așa de minuscul? Și mie îmi plac burgerii mari și suculenți! Nu merit și eu o masă delicioasă ca Belei? Aș vrea să-i mulțumesc bucătarului care a făcut acest burger magic posibil. O să fiu veșnic recunoscătoare pentru această vită de nota 10. Stai! Nu există premiile hamburgerului. De ce ești așa de tristă, Lizzie? Poate o gură din burgerul meu te va înveseli. Serios, Bella? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Așa ar trebui oamenii să mănânce mereu burgerii. Sunt așa de gustoși în felul ăsta. Sunt de acord! Pot să mănânc și mai mult așa? Salată? Până și aia e gustoasă! Cred că am mâncat toată chestia! Așa e, nu? Ia și tu din ultima gură! Pentru asta sunt prietenii, corect? Ceaiul ăsta miroase grozav! Mai vrei? Poftim! Mă bucur că v-am cunoscut, fetelor! Mamă! Suntem iar noi? Nu vreau să mă mai cert vreodată cu tine! Așteptam de ceva timp să încerc restaurantul ăsta! Mi-e foame! Sper că mâncarea e bună! Poftim? Ce prețuri mari au! Oare am destui bani la mine? Oh, nu! Mi-am uitat portofelul, îmi pare rău!
Și eu sunt lefteră. Se pare că n-o să mâncăm aici. Hei, stai, uite! Au o provocare de 100 de straturi. Putem să participăm și să ne plătim mâncarea? Da, ne interesează provocarea celor 100 de straturi. Wow, ce rapid a fost! Prima noastră provocare! Încep eu! Ce? Nu am primit nimic, dar mi-e foame! Vreau să mănânc 100 de straturi de ceva! Oh, wow! Uite ce de straturi! E cel mai mare burger din lume! Are brânză, salată și carne! Hai să văd ce gustare! Stai! Oare cum aș putea să-l mănânc? Știu! O să-l aplatizez până când îmi incape în gură! Hai, burgerule, aplatizează-te! Ai ketchup pe față! Râzi cât vrei, măcar eu am ce mânca! În fine, eu nici nu mi-am descoperit farfuria! Nici farfuria mea nu conține nimic! Asta înseamnă că urmează să apară chelnerul? Se pare că nu! Ah, poate asta înseamnă că am ceva pe farfurie? Trebuie doar să mă uit mai îndeaproape! E un burger minuscul! Cum pot mânca așa ceva? O pensetă m-ar ajuta! L-am prins! În gură cu tine! E foarte bun, chiar dacă e minuscul! Cred că tocmai ai mâncat ceva imaginar! Prefer burgerul meu uriaș, să știi! Și deschideți ochii! Am ceva atât de mare încât nu încape sub capac! Oh, se pare că voi mânca niște tăiței în curând! Am avut dreptate! Uite ce de supă ramen cu tăiței! Ce bine miroase! Abia aștept să o mănânc! Hai să pun la treabă bețișoarele chinezești! O să încerc să apuc cât mai mult odată! Of, nu știu cum să le folosesc! Cred că mi-a venit o idee! Cum ar fi să folosesc mixerul ăsta de mână? Da, se adună toți tăiței! Așa mai vii de acasă! Ce modalitate extrem de ușoară de a mânca tăiței! Ce buni sunt! Wow, asta e într-un fel, Thomas! Oare eu ce-am primit? Ce? Tăiței minuscuri? Da, sunt simpatici foc, dar abia îi pot vedea! Asta e! Ia să folosesc bețișoarele astea chinezești micuțe! Bon appetit! E greu să mănânci mâncare minusculă, mai ales cu uneltele astea! N-am mâncat în viața mea atât de mulți tăiței! Ah, s-au terminat! Aș mai fi vrut câțiva! Oh, lui Thomas i-au rămas destui! O să fur câțiva de la el! E ceva în neregulă cu stomacul meu! Cred că o să mi se facă rău! Oh, ok, cred că mai bine nu mai gust din tăiței lui! Să vedem ce conține farfuria ta mai întâi! Dispari! Ea mea! Ridică-ți capacul tău! Ia să vedem! Poftim? Un singur ursuleț gumat? Nici măcar nu are aroma mea preferată! Mi-aș fi dorit ceva magic! A spus cineva că și-ar dori puțină magie? Eu sunt vrăjitorul care vă satisface toate nevoile! Vezi ceva ce-ți place? Oh, aș vrea ghiveciul, te rog! Oare cum pot folosi chestia asta în favoarea mea? Atunci eu o să iau bagheta magică! Bucurați-vă de alegerile voastre magice! Wow, ce ciudat a fost! Dar măcar m-am ales cu un ghiveci! Cum ar fi să-mi plantez în el ursulețul gumat? O să încerc! În pământ cu tine, ursulețule gumat! Probabil că o să aibă nevoie de niște apă! Cred că ajunge! Wow! Se întâmplă ceva magic! Ah, un copac cu ursuleți gumați! N-am văzut niciodată ceva mai uimitor! Acum pot mânca o mulțime de ursuleți gumați! Ce bun e ursulețul ăsta gumat! E cel mai bun de până acum! Ok,
cred că e rândul meu acum! O farfurie plină de ursuleți gumați! Dar am bagheta asta magică! Da, ia să încerc! Abracadabra! Wow! Mi s-au umplut mâneca de ursuleți gumați! Uite ce de ursuleți gumați conține! Și ce simpatici sunt! Hainele din ursuleți gumați vor fi următoarea tendință în modă! Acum e timpul să văd ce gust au! Sunt foarte buni! Mă bucur că am ales bagheta aia! Hei, ce tare e! Următoarea provocare! Hai să tragem la sorți ca să vedem cine începe! Eu îl vreau pe ăsta! Da, am tras paiul lung! Nu trag niciodată paiul lung! Deci eu am rămas cu paiul scurt! Ok, sunt gata! Vai de mine, ce tare! O pizza cu 100 de straturi de pepperoni! Oh, uite câte straturi delicioase! Carnea feliată e preferata mea! Îmi pierd mințile de bucurie! Hei! Bine, nu trebuie să fii așa rău! Ai destule felii să dai și altora! Mi-am pregătit uleiul și oțetul și sunt gata să mănânc! Exact! O să le torn pe ambele peste muntele ăsta de carne! Cred că e suficient! Hai să mâncăm! Stai așa! Am din nou aceeași problemă! Ce bine că am învățat ceva util cu acea ocazie! Dacă mă sor bine înainte, o să am succes garantat! Trebuie doar să fac niște calcule! Oh, acum mi-a venit și mie o idee! Ia să vedem dacă îi place sosul iute pe pizza! O să regrete că n-am părțit felia cu mine! Mai mult, mai mult sos iute! Îl vreau pe tot! Abia aștept să văd cum reacționează! Ok, da, cred că o să funcționeze! Da, clar o să-mi încap în gură! Vino încoace pepperoni delicios! E un vis devenit realitate! Salamul ăsta e cam picant! Aoleu, e foarte picant! Cel mai picant! Iute! Prea iute! Trebuie să beau ceva! De nevoie o să beau oțetul ăsta! Ce dă pe gât oțetul ăla? Ia să văd ce-am primit eu! Evident! E o feliuță de pizza cu pepperoni! Ce bine că am mereu la mine tacâmuri minuscule pentru urgențe alimentare! E timpul pentru pizza! Ia să o tai puțin! Sper că e la fel de bună pe cât miroase! E delicioasă! Să iau șervețelul! Of! Ce grețos e să bei oțet balsamic! Hei, vrei să facem schimb? De fapt, la sobaltă, nu-mi place mâncarea minusculă! Hai să ridicăm capacul în același timp! Da! Un munte întreg de cartofi prăjiți! Oh, oare eu ce-am primit? Ce dezamăgitor! Un singur cartof prăjit! Știu cum îmi pot îmbunătăți și mai mult farfuria! Ce bine că am ketchup la mine! Ketchupul și cartofii prăjiți sunt suflete pereche! Și acum sunt gata de masă! Ce bun or să fie! Clar a fost o decizie bună să adaug și niște ketchup! Ce trist că am terminat tot! Adică singurul cartof prăjit! Singurul! Asta e! Măcar să pun niște ketchup pe el! Da, e chiar bun! Dar tot mi-e foame! Nu mi-a ajuns un singur cartof prăjit! Luna a primit dita mai multele! N-are cum să-i mănânce pe toți! O să încerc ceva! Cartofii sunt pe aici pe undeva! Victorie! I-am luat un cartof prăjit fără să observe și acum să iau și mai mulți! Cel mai bun mod de a mânca cartofi prăjiți e să-i savurezi individual! Poftim? Unde au dispărut? A dispărut și Thomas! Ia stai așa! Ce buni sunt cartofii prăjiți! Nu! Nu te uita la mine! Nu sunt aici! Of! Am mâncat prea mult! Nu mă pot mișca! Ce nesimțit! Mi-am mâncat toți cartofii prăjiți! Cunoaște cineva această formulă? Urăsc algebra atât de mult!
știu ceva care mă poate ține ocupată. Hei, Matthew, fii atent! Ești gelos! E de căpșuni! Oh, nu contează, cui pasă? A mea e mult mai mare și mai bună. Bine, atunci uită-te la băiatul ăsta rău. Ce? Crezi că chestia e mare? Pum, pariu că nu ai mai văzut niciodată una așa. Îți bat joc de mine? Ah, să începem! Oh, credeți că alea sunt mari? O să vă arăt eu niște bomboane mari. Ce se întâmplă? Wow, ce-i acest loc? Cred că e timpul pentru o provocare. Deci, ce primim? Da, am primit măribile. Super mic? Adică, cât de mic? Cred că am nevoie de puțin ajutor aici. Să vedem. Doar un pic mai aproape. Wow, bine, cred că e un pic prea aproape. Nici măcar nu sunt sigur la ce mă uit. Crezi că e contagios? Ciudat, dar acum e rândul meu. Wow! Văd ceea ce cred că văd? Știu, e timpul pentru bețele de frigărui. Oh, privește, îți place noul meu look? Destul de amuzant, nu? Dar nu am terminat încă. Ce sunt globi oculari fără niște lipici? Bine, încă un pic. Nu vă faceți griji, doar sos de căpșuni. Și acum? Atât de moale! A fost delicios! Bravo ție! Îmi pare rău, Matt. Dar așteaptă, am o idee. Ai încredere în mine. Voi face doar o mică ajustare. Oh, frumos! Să înceapă mărirea. Uită-te cum funcționează chestia asta. Ăsta e cel mai mare glob ocular. Wow! Hei, Matt! Wow! E pentru mine? E incredibil! Dar ar putea fi și mai tare? Mă întreb cât de mult e suficient. E bine așa. Și astea sunt bune. Vor face totul un pic mai crocant. O capodoperă! Acum chiar văd clar. Minunat! Te văd, prietene. Mă întreb ce e chestia asta? Am primit mare. Și? Asta nu are niciun sens. Hei, opinia ta? Le iubesc. Wow! A mea de ce e atât de mică? E cam atât de mare! Am ceva de lovit! Woohoo! Ouch! E clar, chestia asta nu e bună. E timpul pentru ceva mai periculos. Ia de aici, unicornule! Drăguț! Mai vrei, nu-i așa? Dulciuri! Să plouă cu ele, dragă! Despre asta vorbesc! Dă drumul dulciurilor! Sper că sunt o mulțime de culoare roșii acolo! Începem să mâncăm! Intrați, micuțelor! Sunt cele mai bune! Ei, ce noroc pe tine! Eu sunt norocoasă dacă primesc măcar una! Oare e ceva înăuntru? Sunt necesare niște mâini mici! Pe locuri, fiți gata, start! Haide, rupe-te pentru mine! Trebuie să fie ceva aici! N-am noroc! O să-l spar chiar eu! Da, exact cum am crezut! O bomboană de 2 bani! Cel puțin are un gust bun! Nu a mai rămas nimic aici? Mă simt cam prost! Uite! Hei, privește! Serios?
Ești atât de bun cu mine! Wow! Mm. Sunt gata! Ce? Am primit mic? Vorbește în numele tău! Eu am ceva mare aici! Sper să fie rece! Ha? Nu iese nimic? Nu voiam să fie atât de rece! Acum, haide! Iu, nu merge așa! Hei, am nevoie de tine! Hei, poți să mă ajuți? Vreau să beau asta! E înghețată, ha? Mi-e atât de sete! Lasă-mă o secundă! Bine, hai să vedem! Haide! Frate, nu sunt destul de puternic! E așa jenant! Frate, dacă el nu poate să facă... N-am mușchi! Ce amuzant! Ce patetic! Oh, mă simt prost! Hei, s-o facem amândoi! Serios? Yay! Mult noroc, Matt! Cred că va exploda! Stai, e ca un fel de geleu! Wow, ce cool! Mm! A fost divin! Mă bucur pentru tine! E rândul meu! Ce e în micuțul ăsta? Există un singur mod de a afla! Wow, e grozav! Trebuie să gust! Nu-i rău! Asta-i tot! Ce nasol! Dar pot împărți eu cu tine? Da! Trebuie doar să strângi bine! Vezi? În regulă! De data asta am primit mare! Oh, bezele! Nu mă supăr deloc! Oh! Mm-mm. Stai, am o idee! Acum chiar gândesc în stil mare! Ce? O să mă concentrez pe farfuria mea! Serios? Doar o bezea? Cred că pot să mă descurc! O să pară mult mai mare dacă o aplatizez! Bine, suntem aproape gata! Perfect! Acum detalii! Oh, chestia asta e așa adorabilă! Mult mai bună decât o bezea obișnuită și o pot pune în cafeaua mea cu lapte! Nu-i așa că e genial? Miroase grozav! Bunătate dulce și moale! Ce n-ai? Hei, îți place frigăruia mea cu bezele? Nu vine să cred! O, să crezi! Gustă! Da? Ok! Cât de delicios! Va dura ceva timp! Mie-mi convine! O să te înving, Naomi! Oh, te-am lovit cu mingea de foc! Ok, deci așa o să jucăm, a? Se pare că eu câștig! Of, ei bine, ce zici de asta? Ce faci? Ia-o pasta! Gata, ia-o pasta! Ba, tu ia-o pasta! Dă-mi-o! Ce se întâmplă? Bine, termină, poți să fii tu prima! Oh, se pare că am primit niște dulciuri! Sunt așa entuziasmată să le mănânc! O să încep prin a degusta cadeaua asta! Are gust de pepene! Și acum o să o dau prin pudra asta! Trebuie să mă asigur că e acoperită bine! Ok, o fac! Wow! Tu ce ai sub cloșul tău? Stai, cum de eu nu primesc nimic? Oh, wow! E o acadea imensă! Da, e timpul să gust! Delicioasă! Psst, Wendy,
Pot să gust pudra ta? Aia e o acadă uriașă. Și nu am multă pudră de împărțit. Bine, mersi. Mă cam stresează chestia asta. Of, și acum îi și ia o veșnicie. Vreau și eu niște pudră. Wow, vezi strălucirea aia de acolo? Ce naiba? E o toaletă! Efectiv, a apărut aici, ca prin magie! Hei, ne gândim la același lucru? Pun pariu că e plină de pudră delicioasă! Iu, aia nu e pudră! Ai dreptate, e ceva și mai bun! Cum să fie chestia aia mai bună decât pudra delicioasă? Alo, uite-te pe etichetă, e ciocolată! M-am prins! Ai dreptate! E super! Uite ce de ciocolată! Wow! E ciocolată de o calitate foarte bună! O să înmoi și eu pe-a mea! Ia uite! O să le inversez pe astea așa! Oprește-te! O să deschid cloșul meu acum! E o monedă de aur, cred. Nici măcar nu e o monedă din ciocolată. Pleacă de aici, monedo! Asta pare să fie o monedă reală. Cred că trebuie să trec la treabă. Ce jecmăneală! Bună! Scuză-mă, comanda ta e aici. Vai de mine! Uite ce cană imensă de cafea! Ce bine că mi-am adus paiul ăsta gros! O să văd și eu ce am. Am primit și eu o cană. Asta e. De fapt, mi-a venit o idee grozavă. E timpul să-mi folosesc mâinile de bebeluș. Stânga și dreapta. Mâini de bebeluș, faceți o treabă bună și ridicați-mi cana. Merge! Wow! Vai de mine! Am atât de multă energie! Ce faci? E timpul pentru super viteză. Cartea era plictisitoare. E timpul să bat recordul de viteză la Popit. O să fie atât de surprins. A fost intens. Dar acum am frișca asta. O să pun pe farfuria din carton. Așa, o să umplu toată zona. Și o să o pun în palma lui Wendy. I-am dat un brânci și acum aștept. Ce naiba? De unde a apărut chestia asta? Tu mi-ai făcut asta, știu! Până aici! Hei, stai așa! Uită-te la strălucirea aia! Magia ne-a adus un al treilea cloș! Ar trebui să-l deschizi tu! Bine! Nu e ceva înfricoșător? Pare să fie un bol cu bomboane mentolate albe! Abia aștept să le încerc, dar mai întâi cloșul meu! O cantitate uriașă de suc! Wow, e atât de mult! Și ador sucul! Ce bine că mi-e atât de sete acum! O să mai am nevoie și de altceva! Uscătorul meu de păr de încredere și norocos! O să iau bomboanele astea mentolate dacă nu te superi! Hei, cum te iei tu toate bomboanele? Scuze! Poftim, poți să o iei tu pe asta? Poftim? Doar una? Bun, uscătorule, e timpul să-ți faci treaba! Ce hoață de bomboane mentolate! Și colac peste pupăză, eu am primit un suc mititel! Stai puțin! Sucul ăsta mititel mi-a dat o idee! Încă mai am bomboana asta mentolată? Bun, stai să deschid doza asta! Acum o să fărâmițez bombonica asta! Și apoi o să torn firimiturile în doză! Nu! Deja face spumă! Poftim! Cum ai făcut chestia aia? Am folosit căldura ca să le topesc și să fac una uriașă. Impresionată? Normal că ești. Și intră în sucul meu. Da, merge! Stai! Cum te s-a oprit? Nu! Uf! Ai un pic de suc pe față. Ești fleașcă! Ai văzut cât de mult suc a sărit pe mine? Stai, nu-l deschide pe al tău! Ia uite ce am eu, o minge! Serios? Hei, vine înapoi! Mereu o păcălesc cu trucul ăla cu mingea! E un ou ochi micuț! Cred! Stai, știu, e timpul să-l umflu! Wow,
A explodat! Ia uite ce multe sunt! Sunt super entuziasmată de ouăle astea din jeleu, totuși! Ok, mai bine le gust, să văd dacă sunt bune! Wow! De fapt, e chiar delicios! Mă bucur că acum am o grămadă! Stai liniștită! În sfârșit ți-am adus mingea! Hei! De unde ai luat ouăle alea din jeleu? Nu-i corect! E așa deschis deja cloșul! Minge stupidă care mi-a distras atenția! Wow! Nu se poate! E uimitor! Păcat de Naomi! Trebuie să-l fac să fie mai ușor de mâncat! Câteva astfel de pliuri în plus! Stai! Acum e atât de mic? Of, în fine! E ok pentru un nou ochi, cred! Ha? De unde vine briza aia? Ce? Aaaa! Fai de mine, fai de mine! Trebuie să le pun pe astea la loc! Sper să nu se întoarcă după mine! Aoleu! Stai! O să ne întrecem pentru asta! Câștigătoarea își deschide prima cloșul! De ce e atât de greu? N-are nicio logică! Poftim! Încearcă tu! Nu e atentă, așa că acum e șansa mea! L-am făcut! Ce? Nu cred! Cum te e posibil? Ia să vedem ce-am primit! Oh, spaghete și chiftele! Ce bine că am o furculiță! Ok, mersi, cred! E timpul să mă înfrupt din farfuria asta cu mâncare apetisantă! Mai întâi tăiței, apoi chiftelele! Ador mâncarea italianească! E printre preferatele mele! Ce bun! Nu mă pot opri din mâncat! Am ajuns la ultima spaghetă! Hai, frate, nu pot să cred că nu mai am deloc! Ah, burta mea! Hei, uite! Hei! Iar mi-ai distras atenția! Stai! Eu am o porție minusculă de paste și tu ai avut una uriașă! Stai! Nu pot să folosesc chestia asta ca să mănânc pastele! E prea mare! Nu, e tot prea mare! Stai, da! Furculița mea din căsuța de păpuși! Așa, e timpul să mănânc spaghetele! Oh, wow! Chiar dacă e micuță, are o aromă intensă! Uf, sunt plină! Tu cum ești? Ups, mi-a sărit nasturele! Huh? Au! Ups, nu! Și nasturele meu! Au, capul meu! Ha? Pantalonii mei s-au răzbunat pe tine! Ce zici dacă ești tu prima? Insist să fii tu prima de data asta! Nu, tu ești prima! Doamne, ok, ce nervoasă ești! Hei, uite! Iar am primit acadeaua uriașă! Asta a fost printre preferatele mele, așa că mă bucur că s-a întors! Am fost mereu invidioasă pe acadeaua aia imensă! Of! Ok, fie, poftim! Poți o guși de data asta? E delicioasă! Acum să vedem ce am eu! Stai! Iar am primit o acadea mică? Mi se pare că e și mai mică decât data trecută! O să o măsor nițel așa și așa! Da, oficial e micuță! Mmm, o fi mică, dar aroma nu e! Stai, serios? Poți o gust? Nici gând, e doar a mea! Ce naiba? Eu ți-am dat-o pe a mea să o guști? Nu pot să cred! Gata, o să iau ce mi-aparține! Ah! Huh? Ha! Am luat-o! Oh, nu! Cred că ăștia sunt dinții tăi! Dinții mei? Dinții mei! Ah! Oh! Ha! Am păcălit-o și abia aștept! Bun, acadeaua uriașă e doar a mea! Ha! E încăleșinată! Deci la asta s-a ajuns! Ultima prăjitură! Te simți norocoasă? Nu arăta că te temi! Trage, partenere! Ha! Am luat-o! Oh, o voiam eu! O voi lua pur și simplu! Hei, dai drumul! Ia mea! Oh, ce nedrept! Asta e! Nu putem face decât un singur lucru! Ce? Ce tot faci? Glumești, nu? Nu, vorbesc serios! Ce eleganți sunt ăștia! Hai, să începem! O să am nevoie de asta! Siguranța e pe primul loc! Ești invitata mea! Ce gentleman! Arată bine! Un cârnat jumbo! Sunt atât de gelos! Stai așa! Ce se întâmplă? Vreau doar niște mâncare delicioasă! Ce-i asta? O pisicuță drăguță! E adorabilă! Bună, pisi! Vreau să o îmbrățișez!
Cred că mă place! Ăsta e începutul unei frumoase prietenii! O să-l numesc Dave! Așează-te comod! Mă întreb dacă e foame! Ar trebui să-l hrănim! Am niște lapte chiar aici! Îl am la mine pentru situații de urgență! Da! Uite-te la asta! Wow! Cred că a fost însetat! A mâncat tot! Acum ce să facem? Cârnatul! E evident! Cred că sunt îndrăgostit! Stai! Ce? Unde te duci? Nu te voi uita niciodată! Vei avea întotdeauna o bucată din inima mea! Și acum ce facem? E așa de foame! Cel puțin tu... Se întâmplă ceva! Ce se întâmplă? Eu! Vezi asta? Atât de mulți cârnați! Încă vin! Bine, ce ciudat a fost! Dar cel puțin am făcut rost de mâncare! Pot să iau și eu unul? Sigur că da, poftim! Mmm, delicios! Și ăștia-s pentru mine! Trebuie să verific ceva mai întâi. Să vedem! Nu e de ajuns! Am o idee! Pot folosi aceste bețișoare! Le voi așeza de o parte și de alta cârnaților, apoi voi face tăieturi în el. Voi face asta până la capăt. Bețișoarele mă împiedică să ajung până la capăt. Voi face tăieturile la distanță egală. Hei, Jared! Uite-te aici! M-am bucurat cu fiecare mușcătură! Au fost niște cârnați suculenți! Ce cool! Wow, drăguț! Te simți bine? Nu contează, o să mănânc ăsta! A meritat așteptarea! Stai! Auzi ceva? E ceva acolo? Hai să facem schimb! Uf, a fost intens! Să le deschidem! Oh, brânză delicioasă! Sunt mulțumit cu asta! Eu încă nu l-am deschis pe al meu! Ha? Uite-te aici! Nu mă așteptam la asta! Mă întreb ce face! Ha, ai văzut asta? Plouă cu brânză! Ce? N-are niciun sens! O să continui! Vreau o grămadă de brânză! De fapt, vreau un turn de brânză! Cum că-i de ajuns? Wow, e imens! O să mă bucur de asta! Înapoi! Sunt pe cale să fac mizerie! E timpul pentru brânză! Ha, asta nu a mers conform planului! Oh, brânza mea! De ce a trebuit să se întâmple asta? A fost amuzant! Mmm, o felie delicioasă de brânză! Mă simt ca un șoarece! Ce? Nu intră? Sunt atât de confuz! Ceva greșit! Deci așa faci, ha? Îți arăt eu cine-i șeful! E vina ta, brânză! O voi rade! Oh, da! Așa mai merge! Sunt bucățelele perfecte! Să încercăm din nou! Este moale, cremoasă și brânzoasă! Mmm, atât de delicioasă! Chiar arată bine! Vreau să-mi reconstruiesc turnul! Sper să rămână întreg! Niam, niam! Ce nervant! Nu se poate! Ia uite! Știu! Îți vine să crezi! Trebuie să mă uit mai bine! Wow! Ce de bunătăți! Lasă-mi și mie ceva! Mereu ai fost atât de mică? Mmm, ce delicios pare ăsta! Hei, ce faci? Îl vreau eu! Grozav! Acum am doar jumătate! Oh, wow! Unde suntem? Ce cool e! Poți să fii tu prima? Nu tu! Nu insist! Ok! Oh, porția mare! Sunt așa fericită! Wow! E minunată! E mai mare decât capul meu! Abia aștept să mănânc! Atât de pufoasă și de gustoasă! Și eu sunt atât de geloasă! Ok, e rândul meu! Ah, grozav! E o glumă? Asta nu i-ar ajunge nici măcar unui șoricel! Ah, știu! Un inel drăguț pentru degetul mare! Asta pot mânca! A fost o greșeală! Ajutor! E atât de umflat! Trebuie să pot face ceva? Știu! Eram sigură că bandajul ăsta o să fie util! Nu te mișca! E posibil să te doară! Gata! E binișor, după părerea mea! Glumești? Știu! Ia-o pasta! Mănânc-o! Poți să fii tu prima! Ei, na! Împreună? Iar porția mare? Da! Oh, haide, măi!
Oh! Unde e? Cred că a mea e defectă. Uite! Wow! Hai la mine în burtică! Cel mai tare sandwich! Cum e al tău? E minuscul! Chiar e un sandwich? E o firimitură! Nu-i rău, dar am nevoie de mai mult! Cu tremur! Scuze, eu am fost! O să-l mănânci pe tot? Ia-ți gândul, e al meu! Și că eram cele mai bune prietene! Ah, dă-mi mâncare! Ce dor mi-a fost de tine! Ce e zgomotul ăla? Ce ți-am spus? E al meu! Scuze, m-am împiedicat! Nicio problemă! E sandwich-ul tău, am înțeles! Oricum sunt plină! Ce cartonaș! Ăla! Ia-l! Medie! Mică! Ce dezamăgitor! Ah, bun, suc! Vreau să beau ceva! Ia uite ce diferență! Ha? Ce-i asta? Ok, știu ce trebuie să facem! Turnăm sucul în pahar și luăm bomboanele! Aproape! Bună încercare, pitică! Ia uite! Și acum să iau bomboanele! Credeam că o să meargă! Cine e pitica acum? Deci nimeni nu primește bomboanele? Cred că știu ce e de făcut! Încetişor! Bună! Clasic! Și acum partea a doua a planului meu! O să torn asta în celălalt pahar! Da! Am mers! O cantitate dublă de bomboane! Sunt atât de inteligentă! Le merit! Ți aparține? Eu, da, e a mea. Incredibil. Hei, sucul meu și bomboanele mele. Ești o hoață. Ți-am luat chestia asta? Pentru mine? Mersi. Sunt așa strălucitoare. Delicioase. Următoarea rundă. Hai să ne întrecem! Țac, țac! Ai câștigat! Da! Sunt așa fericită! Încep să regret asta! E timpul să condimentăm nițel situația! Ia o gură mare! Să scap odată de treaba asta! Îmi trebuie câteva chestii înainte să încep! Să nu uit de cuburile de gheață! O fac! Este... De fapt, e chiar ok! Îmi place! Oh, ce iute! Mă rog! Mică, pot să-i fac față? Vai, un ardeiaș minuscul! Ce drăguț! Mă bucur că am nimerit asta! Bea-te asta! Mersi! Nu te grăbi! Fiu, aveam nevoie de chestia aia! Mersi! Ok, pe aia! Da! Mare! Nu, iar mică! Wow, ce găleată mare cu Nutella! Stai! Suntem cronometrate? Ar trebui să ne pregătim! Cred că am nevoie de o lingură mai mare! Hai să o facem!
Wow, n-o să fie greu! Nu cape! Poate dacă apăs mai tare? Intră acolo! Ce enervant! Trebuie să mă gândesc! Ce pot folosi? Degetele mele! Da! O să topesc ciocolata! Sunt un geniu! Aproape am terminat! O lingură plină cu o minunăție de ciocolată! Așa da! Na-na, terminat! Ce? Oh, nu! De ce am pierdut? Am o idee! Ești atât de imatură, dar e așa amuzant! E super delicioasă! Războiul degetelor mari! Start! Oh, wow! Popituri! Ce multe sunt! Știu! 4, 5, stai! L-am numărat deja pe ăla! 1, 2... Și eu le-am pierdut șirul! Nu știu, dar sunt multe! Pune-le în mijloc! 1, 2... Continuă! Cât de înaltă crezi că poate fi grămada? Le-ai numărat? Grozav! 1, 2... Nu, habar n-am! Câte sunt acolo? Uneori, după amiezile care par a fi cele mai banale, se dovedesc a fi cele mai interesante. Să vedem ce rochie. Da, asta e perfectă! Ha? Ce se întâmplă acolo? Ăsta e un șifonier, nu? Wow! Emma? Unde te-ai pasadus? Cum te-ai intrat acolo? Vai! Emma, aici erai! Și ce e cadoul ăsta uriaș? Hai să-l desfacem! Unde suntem acum? Bun venit la provocarea mâncare uriașă versus micuță! Hei, sigur e o greșeală? Plictisitor! Oh, doamne! Emma, uite! Sus! Acolo! Oh! Am supraviețuit? Farfuria ta nu mai e goală? Toți ăștia-s pentru mine? Miros așa bine! Abia aștept să văd ce-am primit eu! E o glumă? Wow! Trebuie să mă uit mai atent! Sunt niște cartofi minusculi! Nu-i normal! Unde tu ai fost așa norocoasă? Bon apetit! Ah, aproape că uitasem! Cartofii prăjiți merg cu ketchup! Intră acolo! Wow! E cel mai bun pe care l-am gustat vreodată! Nu-i corect! Ai mei sunt mai buni decât nimic! Hei! Pot? Îmi trebuie doar puțin! Bine! Ok, cred că ajunge! Poate nu o să fie așa răi! Ketchup-ul face totul să fie mai bun! Mari sau mici, cartofii prăjiți au mereu același gust! Stai! Antante! Ok, haide! Wow! E porumb adevărat? E așa de mare! N-ar trebui să fie făcut floricele? Și eu ce-am primit? Nu-i așa că e cel mai mic porumb pe care l-ai văzut vreodată? Dar stai liniștită! Nu-s deloc supărată! Mamă, e teribil! E timpul să mă înfrup din șmecherul ăsta! Nu-i rău! Uh-oh! Emma? Se întâmplă ceva! Vai! Ești un aparat uman de făcut floricele! Nu mă așteptam la asta!
Vrei și tu? Rămân la mini porumbul meu. Măcar am niște tacâmuri de argint. Totul e la locul lui. Și acum e timpul să mănânc. Hei, ce ascuțit e! Să sperăm că e gustos. Deci... simplu și delicios. Cum zici tu, Wendy? Nu trebuie să mesteci așa zgomotos. Hei, pot să fiu eu prima? Wow, sushi minuscul! Mi-aș fi dorit să fie mai mult decât o gură. Mi-e și super foame. Îți vine să crezi? Așa de mic! Știu, până și bețișoarele sunt minuscule. Dar degetele mele au dimensiune normală. Hei, în bucătura asta arată bine. Mă bucur că-ți place. Am terminat acum. Tot îmi mai e foame. Tu ce ai supăla? Hai să aflăm. Chestia asta e mai mare decât capul meu. Încă îți mai e foame? O să halesc totul. Și miroase așa de proaspăt și bine. Cum să fac asta? Sunt gata de atac. Nu. Așa mai merge? Serios? O să-mi folosesc mâinile. Și fața! Wow! Hei, Wendy! Ce? Nu! Doamne, nu uita să mai și respiri! Hei, iau și eu ce prind! Frate, chiar a fost la fix! Ia-o! Ce crezi că e acolo? Wow! N-ai tras cu ochiul, nu? Încep eu! Un Oreo? Cine mănâncă doar un biscuit? Haide! Simt că o să fie ceva bun! Și frate, ce dreptate am avut! Eu am privit doar chestia asta amărâtă! Stai! Ce e? N-ai nevoie de ceva să meargă cu el? E cantitatea perfectă! Și din moment ce nu pot să le înmoi, o să fac așa! Bun! Ești ok, Wendy? Pur și simplu nu găsesc unghiul potrivit! Ăsta ar trebui să mă ajute! Stai așa! Măcar protejează-te! Chiar e o idee bună! E mai greu decât mă așteptam. Așa, pe jumătate. Ar trebui să fie mai ușor de mâncat. Ia uite ce cremă, frate. Mă bag. E cea mai bună chestie pe care am gustat-o vreodată. N-o să-i lipsească cealaltă jumătate, nu? E frumos să împarți cu alții, nu? Pregătită? 1, 2, 3. Ta-da! Au aceeași dimensiune? Ce? Nici eu nu pricep. Hai să încercăm iar. Cioc, cioc. E ceva mare acolo? Hei! Am zis, hei! Of! Poate că a fost o idee proastă. Îndrăznim să le desfacem? Am emoții! Nu! E mai rău ca înainte! Ce păcat, dar poate că la mine e mai bine. Vezi ce zic? Toate s-au mutat în farfuria ta. Nici măcar nu-mi plac alea roșii. Și se duce. Ținta perfectă. Acum ce ar trebui să fac? Să te uiți cum mănânc, logic. Nu-i așa că-s frumoase? Uită-te cum le mănânc pe toate. Sosesc! Acum doar se laudă. Poate merge să prind câteva? V-a prins! Și tot cad!
În sfârșit, situația e corectă. A fost grozav, nu ești de acord? E zahăr pentru tine! Ce-aș putea mânca? O roșie, perfect! Vreau și eu o gustare, ce avem bun aici? Fix ce voiam! Mai vreau ceva, mi-e foame în continuare. Oh, wow! Dă-l încoace, nu e al meu! Hei, eu l-am văzut prima, tu nu erai la dietă? Dă-i drumul! Dă-l încoace! Unde suntem? Pentru ce sunt cartonașele astea? Stai puțin! Ce tare! O provocare culinară! Încep eu! Dă-i drumul! O să-l aleg pe asta! Mare! Super! O undiță? Nu vreau să-mi prind singură mâncarea! Mult succes! Eu o să aleg cartonașul ăsta! Mic! Ce dezamăgitor! Nu mai contează! Sunt gata! Super! Fix ce voiam! O undiță mai mică! Na-na-na-na-na! Ok, ia să vedem! Ce zi frumoasă! Îmi place mult să ies din ocean și să mă bronzez! Prea palidă! Iarăși! Am prins ceva! Nu se lasă ușor! Serios? Ție ți-ar plăcea să fii agățată de undița cuiva? Dă-o încoace! Ups! Ce coadă frumoasă ai! Ce jenant! Ok, ia să vedem ce prind eu! Abia aștept! Șef Pierre are o listă de așteptare de 3 luni, dar în sfârșit sunt aici! Cel mai bun somon a fumat! M-a costat cât salariu pe o lună? Mi-a stricat tot cheful de cină! Am prins ceva! Ce bine miroase! Wow, ce bun e! Mai vreau! Vino aici, peștișorule! Începe tu! Mulțumesc mult! Încep eu! Sper că am ales ceva interesant! Ah, la naiba! Mic! Și mi-e așa foame! Ce tare! Am primit niște ochi! Par gustoși! Ia să vedem ce gustau! Știi ce? Sunt delicioși! Nu mă mai pot opri din mâncat! Ce se întâmplă? Ce grețos! Sper că am ales ceva mare! Da, e ceva mare! Ce tare, ce tare! Unde e? Aștept! Te-ai așezat pe farfuria mea cumva? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Vai de mine! De unde ai apărut? Mersi! Te rog, nu mă mânca! Am o presimțire rea apropo de asta! Sper că n-am primit ceva dezgustător! Nu-mi place deloc! E ceva de mâncare! Cât de groaznică poate fi? Wow! E enorm! Abia aștept să-l devorez! Nu e nimeni în jur, nu văd nimic ciudat. Ok! Cine te-a învățat cum să mănânci? Adică a fost destul de impresionant. Știam că are gura mare, dar... Wow! Ce să aleg? Hei, ia uite ce băiat simpatic! O să aleg cartonașul ăsta! Nu, iar mi-a picat ceva mic! Nu e corect! Patetic! Ce puțină mâncare! Am nevoie de ochelari ca să o văd ca lumea! E pe aici, pe undeva! Oare cum aș putea să-i mănânc? Știu! Mini-tăiții au nevoie de mini-bețișoare chinezești! Acum sunt gata! Încetişor! Ce ușor e! Cine a zis că e greu să mănânci cu bețișoare chinezești? Simt ceva interesant! Lizzie? Sunt aici jos! Unde? Ia să-i probez ochelarii ăștia ridicoli. Poate o văd mai clar. Wow! Ce faci acolo? Ce micuță ești! Bună! Aici sunt! Nu știu ce s-a întâmplat. Stai! Cred că pățesc chiar ceva. Ajutor! Ce ciudat e! M-am întors! Să-mi dau ochelarii jos! Mi-a fost dor de tine! Nu m-a mai părăsit niciodată! Lasă-mă! E rândul tău! Hai!
aleg cartonașul ăsta. Asta da porție de tăiței. Cred că sunt în rai. O să mănânc absolut tot. Ambețișoarele chinezești, e timpul pentru tăiței. Ce frumos e să mănânci relaxat ceva alături de o prietenă. Ei, ia-o mai încet. M-am blocat. Oh, ce aproape e. Nu e rău deloc. Mi-e rușine să ies cu tine în lume. N-a stricat niște sos. Dă-mi și mie să gust. Hei, nu mânca tăiței. Ce greu e. Ce cartonaș să aleg? Știu. Ce tare, am primit ceva mare. Pizza, preferata mea. Ia uite, e uriașă. Cea mai tare zi. Nu, nu asta. Poate? Nu. Poftim? De asta o să am nevoie mai încolo. Cine are nevoie de cuțit și furculiță? O să-mi folosesc mâinile. Miroase? Nu a pizza? Dar sigur o să fie bună la gust. Ba nu, e oribilă. Nici măcar nu e pizza. Ce față amuzantă ai. Asta e pizza mea? Ce dezamăgită sunt. Dar măcar e comestibilă. O să încep cu o feliuță. Știi ce? Arată delicios! E cel mai bun lucru pe care l-am gustat vreodată! Complimente bucătarului! Ce-mi place! Hei, n-o să-ți vină să crezi! Pizza, da, vreau o felie! Am făcut-o chiar eu, special pentru tine, iubita mea! Ce talentat ești! Te rog, gustă o felie! Poftim! Miroase la fel de bine ca tine! Gura mare aterizează avionul! Vai de mine, mi se topește în gură! Mai vreau, mai dă-mi! Ce faci acolo? O vreau pe toată! Nu fi rea! Uite, ultima felie! Și te aleg pe tine! Nu, e al meu! Eu l-am văzut prima! Nu-i adevărat! Eu l-am văzut prima! Nu cumva să îndrăznești! Crezi că n-am curaj? Poate o să pun mâna aici! Dacă... Unde-i cartonașul? Uite ce am eu! Ai trișat! Atunci eu o să-l aleg pe ăsta! Iar? O pungă de hârtie? Nu mă impresionează deloc! Bine! Asta-i tot? E cumva o porție pentru copii? Sigur am mai primit și altceva? Ia să mă uit mai de-aproape! E clar, un burger minuscul și niște cartofi prăjiți la fel! Sper că ți-e foame! Oare ce conține punga mea? Un burger și niște cartofi prăjiți, poate? Ok, nu-i rău deloc! E ok, merge! Am o idee genială! O să fac o mică modificare! A funcționat! E cât capul meu de mare! Și acum? Nu cred! Asta da masă supradimensionată! Cu ce să încep? Cu burgerul! Ce zemos e! Poate-mi pot imagina că e un burger normal! Ce se aude? Ai grijă! Mestecă-ți mâncarea! Ai spus ceva? Îmi place salata, dar nu vreau salată în păr! Ce trist! Asta e! E tot un burger! Mi-e foame în continuare! Poate dacă... Încetişor! Crima perfectă! Ăsta da Happy Meal! Ura! Un colet pentru mine! Oare ce-o fi? E timpul să-l deschid și să aflu! Ce naiba se întâmplă?
Poate am halucinații. Sara! Hei, Sara! Sunt aici, jos! Oh, doamne! Lizzie, așa micuță! Heh, par uriașă pe lângă ea! Haide, termină! Și hei, gogoși! Chiar sunt bune? Ar trebui să guști una! Chiar arată bine! Ok, o să gust una! Sunt imense din punctul meu de vedere! Delicioasă! Stai, ceva e ciudat! Ok, e timpul să vedem care e prima noastră mâncare! Vai, o mini ciocolățică Snickers! Trebuie să am ceva pe aici! Hei, am și eu o ciocolățică Snickers! Bună! Of, se pare că nu am nimic! Oh, doamne, Snickersul meu nu e micuț, e uriaș! Cred că e cel mai mare baton de Snickers din lume! O să fie prietenul meu cel mai bun! Îl iubesc! Vrei și tu, Snickersule? E cel mai tare să-mi petrec timpul cu tine, Snickersule! Hei, credeam că eu sunt prietena ta cea mai bună? Of, mă rog, cred că o să mănânc mini ciocolățica. Dar e așa de mică! Știi ceva? Nu, nu-i corect! Poate merge să-i o iau! Pot să fiu prima? Te rog! O fac! Oh, uite, gumă! Ador tipul ăsta de gumă, e preferata mea! Deschide-l și pe-al tău, poate ai și tu gumă! Mamă, așa da gumă? E așa mare, e atât de multă gumă! O face pe-a mea să pară minusculă! Scoate niște gumă, hai să vedem cât de mare e! E gigantică! Wow! Ok, e timpul să iau prima gură! Oh, aș fi vrut să am o bucată imensă de gumă! Uite ce mă pricep să fac baloane! Ți-a ajuns pe toată fața! E așa de... Wow! Ăsta da balon mare? Oh, nu! Încep să zbori! Nu mă lăsa! Pa, pa! Trimite-mi o vedere când aterizezi! Sunt așa de sus! Wow! Pământul e frumos de aici de sus? Nu e distractiv dacă sunt singură? Aș putea să mestec și eu niște gumă? Poate așa o să mă simt mai bine! Cut! Ah! Ura! Te-ai întors! Mi-a fost dor de tine! Le deschidem împreună de data asta. Am primit un fel de buton. Ura! Un păhărel cu floricele. Ce drăguț! Floricelele sunt așa delicioase. Sunt așa proaspete. Miros și a unt. Păi, ce naiba? Mi-aș fi dorit și eu floricele. Dar am primit doar butonul ăsta ciudat. Hei, mă asculți? Fii atentă la mine! Ce? Încerc să mănânc aici? Uite! Ce să fac cu ăsta? Ha, e cam ciudățel! Nu face niciun zgomot și nici nu miroase a nimic! Nu știu, apasă-l! Așa! Oh, doamne! Unde a dispărut? Poate e în găleata asta de floricele? Vai de mine! Se mișcă! Uf! Am primit floricele în față! Wow! Sunt înconjurată de floricele gigantice! Hei, Sara! Ia uite câte floricele am! Wow! Ești iar mititică? Mersul pe floricele e mai greu decât mă așteptam! Oh! Lizzie a dispărut! Unde s-a dus? O fi căzut înăuntru! Trebuie să o salvez! 1, 2, 3, deschide-te! Ha,
Astea sunt doar acadele obișnuite. Nu înțeleg, o fi o greșeală? Stai! Știi ce trebuie să facem? E timpul pentru bagheta magică! De unde o ai? Privește! Magie! Am mers! Am o grămadă de acadele acum! Wow! Sunt impresionată! Hei! Poți să-ți folosești bagheta și pe acadeaua mea? Ok! Magie! Wow! Wow! Ți-a dat o acadea uriașă în loc de o grămadă! E imensă! Cea mai mare pe care am văzut-o! Oare câte acadele pot mânca? Se pare că e timpul să aflu! Uf! Am mâncat prea multe, dar au fost bune! Și totuși, o să continui să le mănânc! Iu! Ia uite ce de ambalaje! Pa, pa! Hei! De ce ai făcut asta? Ai mâncat deja toate acadelele alea? Și ce dacă e o problemă? Nu, nicio problemă! Bun, vino la mama acadea gigantică! Stai! Bleah! E oribilă! E scârboasă! Pleacă de aici, bomboană scârboasă! Poftim! Poți să iei una de la mine! Se pare că îl deschid pe-al meu întâi! Da! O roșie imensă! Eu am primit una de mărime normală! Sunt așa încântată! E așa imensă și sunt preferatele mele! Ce? Nu-i corect! Aș fi vrut-o pe aia gigantică! E aproape cât capul meu! Eh, bine! Atunci cred că o mănânc pe asta mica mea! Pare așa de mică acum! Tot e bună, dar am mâncat-o dintr-o înghițitură! Hei, haide, mănânc-o! Ah, da, o să o desfac! Ha, e aurie! Ce ciudat! Hei, trebuie să continui să o desfaci! Ah, am înțeles! Uite ce mare e! Ah, e așa de bună! Hei, are unele mai mici în interior! Nu se poate! Golește-o! Sunt așa de multe acum! Hei, prietenașo, oare nu vrei să le împărțim? Sigur, poți purta asta drept pălărie! Glumeam! Normal că le împart cu tine! O nouă zi, un nou tort faimos de-al meu! Aproape că uitasem! A plecat? Zici că am câștigat loteria dulce! Ce? Stați departe de deserturile mele! Molly? Sarah? Sunt atât de bune toate! Opa! S-ar putea să am nevoie de ajutor! Mai multe pentru mine! Hei, nu sunt ale tale! Doar una, bine? Serios? Mănânc-o, e ok! E atât de mică! Papă, scumpo! Ha? Bună, dragă! Hem! Fiți atente! E o provocare a miniaturilor! Eu prima! Hei! Un mare nimic! Dar se pare că m-am înșelat! Hei, stai puțin! Ce e aia? Dă-mi-o! Clar era a mea! Abia aștept să amestec toate chestiile astea! Super! Acum vine partea distractivă! Ești sigură că știi ce faci? Bleac! Chestia aia pare lipicioasă, dar e mai bună decât nimic, cred! Nu mă băga în seamă! Chestiile alea zboară peste tot! Se pare că am prins un pic din fiecare! Stai! Pot să fac propria versiune în miniatură! Mai întâi presară niște făină, ca să nu se lipească aluatul. Să înceapă rulatul. După ce e gata, întinde sosul de roșii. Un strat uniform e perfect. Apoi pune șunca. Nu uita de roșii. Și de brânză, normal. Și se bagă la cuptor. N-a durat mult, nu-i așa?
dar prezentarea e cea mai importantă. Chiar dacă e minusculă. Ai terminat deja? Mă dau bătută! Iu! Ceva miroase bine aici! Uf! Molly? Sunt o pizza! Ea e... e ok! Prima e mini pizza! Mică, dar delicioasă! Bună, mami! Vrei o gură? Ups, scuze! Deci, cine ridică acest capac? Hei, sunt chipsurile mele preferate! Vrei să spui chipsurile noastre preferate? Hei, dă-mi-o! N-am mai mâncat de câteva ore! Nu, chipsurile! Stai! Doar unul a fost salvat? E groaznic! Sunt așa supărată! Nu plânge, Sarah, sunt doar niște chipsuri amărâte. Cred că ai dreptate. Se pare că lacrimile tale l-au aranjat pe chipsul ăla. Dar poate că am o soluție. Înțeapă mijlocul cu un pai și poți să faci mini chipsuri. Poți să faci o grămadă. Dar hai să le facem mai crocante. N-ar trebui să dureze mult. Arată grozav! Hei, ia uite! Incredibil! Stai puțin, încă mai am o părticică din pungă. Cu un pic de lipici, chestia asta poate să arate ca nouă. Doar că e mai mică ca înainte. Și băgăm în ea chipsurile. Durează nițel, dar merită. Vezi? Ți-e foame deja? Hai să vedem ce zice mama. Ok, ia să vedem. Ce mititel e chipsul ăsta? Dar e incredibil de gustos! Am reușit! Piatră farfecă? Auci, stomacul meu! Înghiorță e rău! Și ăsta nu cred că o să-mi rezolve problema. Oul ăsta o fi măcar comestibil? Nu-i frumos! Încă unul? Revin imediat! Ar trebui să le spăl! Perfect! Am nevoie doar de câteva ingrediente de aici! Bingo! De fapt, un pic de salam nu strică! Să ne apucăm de gătit, bine? Începem cu oul meu minuscul! Hei, un gălbenuș e un gălbenuș, corect? Am nevoie doar de un strop, totuși! Întâi punem albușul și apoi gălbenușul. Cea mai importantă chestie e așezarea perfectă. Când e gătit, îl poți pune pe sandvișul tău preferat. Superb! Ah, ai dreptate! Stai puțin! Ce altceva mai e aici? Da, deja îmi lasă gura apă! Vino la mama! Pardon! Lasă chestia jos imediat! Doamne, tipul ăla a fost răutăcios! Dar sunt în siguranță acum! Oh, ce frumos el arată! Ok! Îmi place la nebunie! Dar nu știu cum să-l gust pe ăsta! Bleah, nu mersi! Bravo, Molly! Facem! Oh, nu! Mi-e frică! Stai! Uite, e un curcubeu! Super! Pot să fiu eu prima? Ai și tu o ceșcuță? Nu pricep! Știu! Uite! Mersi, curcubeule! Hai să aducem un strop de culoare aici! Mi-ar prinde bine un pic de frișcă? De ce nu? Acum pot să mă apuc de gătit. Dar o să arate mai degrabă ca o operă de artă. Soluția e să amesteci. Așa da!
și apoi încep să le așez în ceșcuță, fiecare strat să aibă o altă nuanță. Ce frumos arată acum! Și trebuie să pui bombonele! Ce răsfăț! Cred că m-am îndrăgostit! Wow! Mi-a venit o idee! Hei! Uite! Exact ce-mi doream! Oh, frate! Wow! Cum te-am ajuns aici sus? Bună, prieteni! Arătați grozav! Molly? Unde a dispărut? Molly, ce-ai pățit? Păi, am văzut un unicorn și un... Ajunge! Vreau să aflu cine a câștigat! E adorabilă! Și gustul? Divin! Și a ta? Am un cuvânt pentru tine! Unicorn! În cinstea câștigătoarei! Mai spunem? Doamne, trebuie să aud iar toată povestea? Împreună? Ok! Cerealele mele preferate! Dar sunt mai versatile decât te aștepta! Ești gata să fii uimit? Acum am un colier superb! Ah, e grozavă chestia asta! Și frate, cum atrage privirile! Da, mulțumesc, eu l-am făcut! Ha? Poftim? Sara? Haide, revino-ți, dragă! Alo? Trezirea? Trezirea? Haide, deschide ochii ăia! Sara, trezirea, trezirea! Of! Fiu! Vremurile disperate necesită măsuri disperate! Hei, cred că fanii mei se întorc împotriva mea! Stai, Molly, ce faci? Ah, da, așa deci, a? Oh! Ce n-ai? Wow, zici că e o cereală uriașă! Nu, stai, e o cogoașă! Și mi-a venit o idee! Înmoaie o chestie de asta în ciocolată, apoi în bombonele! Și ai obținut niște gogoși mititele! Nu-i așa că sunt adorabile? Arată grozav! Poți să le iei pe asta dacă vrei! Ah, vai, mersi mult! Superb! Și uite ce chestii micuțe! Are gust de cocoașă adevărată! Bate palma! Îmi plac acadelele! E distractiv să le mănânci! Scuze că am întârziat! Trebuia să iau asta! Wow, de unde ai luat asta? Sunt membru al Presley Acadelelor. E un fel de club exclusivist, dar acadelele sunt excepționale. Dar sunt greu de deschis. Se pare că te chinui. Alo, deschide-te! Poate te pot ajuta. Abordare industrială. Îmi place stilul tău. Te pui cu cine nu trebuie acadea? Asta ar trebui să o rezolve. Wow, sunt acadele micuțe aici. Sunt atât de multe. Cred că visez. Ei, te-am ajutat. Ar trebui să iau și eu. Dă-le drumul. Niciodată. Stai! Ala bala, tu prima! Da, să o facem! Ce-i asta? E o sticluță de suc! E o glumă! Totuși, am o idee! Voi avea nevoie de o lingură! Voi turna sucul pe ea! Ah, revigorant! Asta e tot ce primești? Hai să ne uităm la a mea! Wow! Uite-te la asta! E un suc uriaș! Și e doar al meu! Nu e așa că e frumos? Nu e drept! Hai, uite-te bine! Serios, cine a gândit această provocare? Nu e corect! Lipsește ceva! O să am nevoie de un pai pentru asta! Ce? Unde s-a dus? Era chiar aici! Mi-e dor de paiul meu! Stai, mai am multe! Și asta nu poate însemna decât un singur lucru! Un mega pai! E o minune a ingineriei! Lumea va vorbi despre asta generații întregi! Să facem un test drive! Dăm sucul ăla! Iată-l că vine! Bulele-mi gâdilă limba! Un al doilea pai? Nu se poate așa ceva? Bun, amice! Să ne prefacem că nu s-a întâmplat! Hoață de suc! Să nu mai faci asta!
Ești rău! Dar nu s-a terminat! O să-i arăt eu! Voi pune bomboane mentolate în suc! Meh, o să le pun pe toate acolo! Uite că vine! E un vulcan de suc! O să facă mizerie! Nu! Prețiosul meu suc! Oh, e de rău! A scăpat de sub control! Păzea! Cred că ar trebui să fiu eu primul! Bine! Auleu! O, mi-i dă înfricoșătoare! Vine direct la mine! Trebuie să mă apăr! Ia de aici! Am strivit-o? Drăguț! Uite cum zboară! În fine, să ne întoarcem la farfurii! E ciocolată! E doar o tabletă? Da, văd asta! Speram la mai mult! E atât de mică! Și asta înseamnă că primesc o bucată imensă de ciocolată! Arată foarte gustos! Papilele mele gustative sunt pe cale să dea o petrecere! Dar pot să o fac mai bună! Trebuie doar să am o idee! Și cred că mi-a venit! Mulțumesc, fluturașule! Uită-te la asta! Voi face o gaură în centrul ei! Exact așa! Apoi o tai în sferturi! Asta o să te dea pe spate! Crede-mă! Acum o să iau o felie! O voi pune pe o tavă și voi face o formă ondulată! Apoi am nevoie de glazură! O voi pune pe tort! Voi începe cu glazura roz! Apoi voi schimba! O să pun albastru în continuare! Va fi atât de frumos! Va fi ca un curcubeu! Voi continua să alternez culorile! Voi face asta până la capăt! Acum am nevoie de două bomboane! Se pot pune chiar aici! Le voi folosi pentru a face o față! Munca mea aici s-a terminat! Eu capodoperă! O omidă de ciocolată! Hei! Ce? Tu ai făcut asta? Cum? Adică arată uimitor! Dar asta îmi dă o idee! Mai întâi trebuie să topesc ciocolata! Aș putea să mănânc chiar acum! Dar trebuie să rezist! O voi turna peste aceste forme de brioșe! Vreau să le acopăr complet! Încă una, apoi aștept ca ciocolata să se întărească! Acum pot scoate învelișul! O să le aranjez pe farfurie și voi pune în ele brioșe cu ciocolată! Acum trebuie să le decorez! O să aleg viermi gumați! Și asta-i tot! Hei, uite-te la astea! Destul de bine, nu? Wow, arată foarte bine! Va fi un deliciu! Trebuie să le gust! E delicios! Sunt în raiul ciocolatei! La revedere, omidă micuță! E super tare! Știu! Știu, nu-i așa? Wow, ia uite! Super! Trebuie să-l gust! Vreau și eu! Mai vedem noi! Hei, eu l-am văzut primul! Doar cu atât am rămas? Așa e corect! E cea mai proastă zi din viața mea! Opa! Ce se întâmplă? Hei, ce e locul ăsta? O provocare culinară! Și sub pat era ceva mare și păros! Un monstru! Ha? Acolo? Ce? Glumeam și eu! M-ai păcălit! Wow! E cel mai mare ursuleț din jeleu pe care l-am văzut vreodată! Eu am mulți! E cea mai tare chestie! Intră! Stai! Am o idee și mai bună! Hei, Emily! Ai văzut vreodată un ursuleț care strălucește? Wow! Ce tare! Acum o să-l gust! Ce gumat e! Exact cum îmi place! E mișto! Totuși, ăștia sunt mai buni decât nimic! Ananas! Voiam să fie și al meu la fel de mare ca lui Matthew! Chiar nu e corect! Gata! Bun! Ai terminat? Trebuie să beau ceva! Mi-a venit o idee! Și mie îmi e cam sete! Să-i punem aici! Cu puțină apă, lucrurile vor începe să se schimbe! Vezi? A funcționat! N-a mai rămas nimic aici? De unde a luat băutura aia? Emily? Ce e?
Vreau și eu una! Poftim! Ia ta! Super! Thank you! E genială! S-o facem! Tare! Ador guma de mestecat! Asta-i tot ce am? O bucățică? Bine, să vedem! Apar niște baloane? Nu a mers prea bine! Doamne, stai să te ajut! Mulțumesc! Oricând, Dem! Matt? Mestecă-le pe ale tale! Credeam că nu mai aduci vorba! Noroc am fălci puternice! Cool! Vine acum! Ești sigur? N-aș vrea să-ți sparg balonul, dar... Efectiv, n-am putut să mă abțin! Wow, e incredibil! Toate astea au venit din guma ta? Wow! Sunt gata! Oh, da! Hai să le luăm cu lopata și descărcăm! Amazing! Sunt geniale! Să continuăm să săpăm! Mi-ar prinde bine o gustare! Ți-e foame? Categoric! Să ridicăm cloșurile! Wow, paste! Și tu? Am și eu paste, dar abia le văd! Ce să fac? Trebuie să gătesc șmecheriile astea! What? Ha? Cred că e timpul să gătesc! Apa mea sărată este gata! Să pornim plita! Pot să le scurg! Al dente, bineînțeles! Uite ce minunății! Ah, sunt perfecte! Și uite ce sos! Pur și simplu divin! De aceea am urmat o școală culinară! Știu ce fac! Poftă mare! Wow! Mersi, frate! Arată grozav! Ce? De unde le-ai luat? Arată apetisant, nu-i așa? Eu voi decide asta! Un deliciu! Da? Ce să fac? Știu! Mai întâi am nevoie de o bucătărie micuță! Intrați acolo! Acum le voi fierbe! Cred că sunt gata! Super! Unde-i furculița mea micuță? Tare, drăgălașă! Hei, merge foarte bine! Deja îmi plouă în gură! Wow, nu sunt rele! Stai, de ce se mărește totul? Gă, m-am micșorat! Matthew! Ai auzit ceva? Bine atunci! O să mănânc porția mea mică de paste. Nu mai e atât de mică. Au fost grozave! Scuze! Ce urât! Nici măcar nu mă observă! Ora asta a fost super plictisitoare! Știu! Adică cine are nevoie de mate? Doar numere, numere, numere! Ha, clar! Ce-i ăla? Ce? Un buton misterios! Să aruncăm o privire! Mă întreb ce face? O să-l apăs! Nu! Ne întrecem! Bine, s-o facem! Ha! Am câștigat! Nene! În fine, apasă butonul! Acum! O roată care se învârte! Palpitant! Stai o secundă! E o bomboană! Asta-i tot? E rândul meu! Se învârte și ea se învârte! Wow, fii atent! E mai mare decât capul meu! Ce? Nu e corect! Nene! Tot o voi mânca! Ha? Wow, ce purtăm? Sunt un unicorn? Cât de tare! Sunt super fericită! Voi ce părere aveți?
Oare ce-am primit? Uite, roata se învârte! Să vedem! Oh, știu ce este asta! E o mașină de vată de zahăr! O să o pornesc! Ia uite! Acum voi adăuga zahăr și o să am nevoie de un băț! Da, cred că merge asta. Hai să facem vată de zahăr! E super tare! Oh, ce drăguț! Creez o operă de artă! Trebuie să mă concentrez! Arată bine! Ai mustață? Arăți ca un bătrân! Ce vrei să spui? Ia uite! Zici că e un nor uriaș și pufos! Wow! E imensă vata! Și e doar a mea! Ce bună e! Wow! E rândul meu! Nu se poate! Bețe mici cu vată de zahăr! Sunt adorabile! Sper să fie și gustul la fel de bun! Da! Un deliciu! E grozavă! Wow! Mi-a plăcut asta! Mai vreau! Mă distrez copios! Mi se topește în gură! Mă simt ca un uriaș! Mai dăm! Savurez fiecare în bucătură! Mai mănânc una! Oh, nu! S-au terminat! Oh, Matthew? Ha? Ai spus ceva? Pot să iau niște vată de zahăr? Nu, nicio șansă! Eu nu împart mâncarea! Serios? Mai vedem noi! O să bată vântul! Poftim! Încetează! Niciodată! Mă auzi? Niciodată! Emily? Cred că ajunge! A fost distractiv! Cred că voi lua vata asta! Oh, ai dreptate! E bună! Nu o să uit asta! Da, da, mă rog! Ce va fi de data asta? Roata va decide! Wow, ai văzut? Wow, să le deschidem! Sper să fie ceva gustos! Wow, o gogoașă uriașă! Are chiar și bombonele! E ziua mea norocoasă! Îți bați joc de mine? Eu ce-am primit? Ce naiba? Unde mi-e gogoașa? Ce ar trebui să fac cu asta? E cam gumată! Matthew, stai! Ce s-a întâmplat? Nu am mâncat! Trebuie să faci gogoșile! Serios? Se toarnă amestecul în matriță! Ah, m-am prins! Iu, mă speriasei! O să mănânc asta! Sigur e bună! Delicioasă! Oh, wow! E uimitoare! E cea mai bună chestie pe care am gustat-o! Oh, ce-i asta? E atât de intensă! Super! Ingrediente pentru gogoși! Exact ce-mi trebuia! Voi începe cu bombonelele! Sunt atât de colorate! Ce faci? Mă rog, mănânc! Cred că sunt suficiente! Acum am nevoie de amestecul de gogoși! Îl torn în matriță! Nu mă grăbesc! Vreau să iasă perfecte! Îmi place treaba asta! Mă relaxează! Mai e una! Gata! Trebuie să le coc! Dar cum? Știu! Un pic de ajutor, amice! O treabă minunată! Cunoști un dragon? Da, e un tip de treabă! Arată bine! Și miros și mai bine! Acum urmează partea distractivă! Voi așeza matrița pe o farfurie! Și apoi le voi scoate! Ah, ce plăcut e! E ca un popit gustos! Ia uite, gogoși micuțe! Sunt atât de drăguțe! Și o să le mănânc pe toate, începând cu asta! Incredibil! Sunt delicioase! Mă distrez de minune! Am o idee! O să fiu și reată! Infracțiunea perfectă! Stai! Lipsesc două gogoși! Oprește-te, hoață de gogoși! Calmează-te! Stai o secundă! Ce faci? Am făcut cercei! Wow, ce mișto! Vreau să mi-l pun! Cum arăt? Știu, super chic! Suntem gemeni de cercei! Mai ia! Cu mare plăcere! Stai prea mult timp pe telefon! Ia asta mai bine! Vreau și eu să joc o rundă! Tati, am terminat acadeaua! Deja? Wow! Nu-i bai! Mai am destule! Wow, mersi, tati!
Scumpa mea, iau mai încet. Dar îmi plac mult acadelele. Trebuie să găsesc o soluție. Știu ce pot face. Am nevoie de o găleată. O să pun niște dulciuri înăuntru. Apoi am nevoie de niște suc. L-am adăugat înăuntru. Ok, ce urmează? E fix ce-mi doream. Ia uite, Gina, o acadea uriașă. E delicioasă. Asta o să o mențină ocupată ceva timp. Ciocolată? Ce poate fi mai bun? Matthew, ia uite! Hai să ne jucăm! Hai, o să fie distractiv! Încep eu! Trei! Ia uite! Oare ce o să se întâmple? Wow! Nu pot vorbi acum, mănânc în continuare! Întoarce-te în timp! Wow, ce interesant! Matthew? Ce s-a întâmplat? Mai contează? Uite ce bine arăt! Unde suntem? Ia uite! Ouă uriașe! Wow, stai puțin! Uită-te acolo! Dinozaurul ăla pare periculos! Ai spus cumva dinozaur? Aoleu! Ai nevoie de o bomboană mentolată! Pălăria mea! Era să ne prindă! Hai să mergem acolo! Ești pregătită, Gina? Da, hai! Gata! Wow! Ne-am întors acasă! Ce nebunie! Am nevoie de niște ciocolată ca să mă calmez. Stai puțin! Mai știu ouăle alea de dinozaur? Erau uriașe! Ești bine? Am o idee! Am un bol plin cu dropsuri de ciocolată. Mai întâi o să le topesc. Apoi o să torc ciocolata în șablonul ăsta în formă de ou. Miroase extraordinar! O să întind ciocolata uniform în tot șablonul. Acum trebuie să aștept să se întărească. Apoi o să bag înăuntru un ou de plastic cu surpriză. Și o să adaug deasupra cealaltă jumătate a oului de ciocolată. Uite ce am aici, Matthew! Cred că o să-ți placă! Wow, arată extraordinar! Hai să-l spargem! Stai puțin! Am nevoie de ceva mai puternic! Așa mai vii de acasă! Ce tare e! Ok, oule, stai să vezi acum! Serios? Nici măcar nu l-a crăpat puțin! Acum a devenit ceva personal! Ce se întâmplă? Trebuie să clarificăm situația! Mai târziu, sunt cam ocupat! Ha! Am reușit! În sfârșit, mi se făcuse foame! Wow! Ce bun e! Uită-te noul de plastic! Conține o surpriză! Oare ce-o fi? Ha! Ia uite! Ce moale e! Mersi, Gina! Mă întorc imediat, copii! În sfârșit a plecat! O să iau cutia! Am așteptat momentul ăsta toată ziua! Wow, ce frumos! E plină de dulciuri! Cred că o să încep cu astea! Sunt acruțe! Ce idee bună! Ha, mă gâdilă pe limbă! Alte bomboane! Wow, ce combinație de arome! Aș putea mânca bomboane non-stop! Știu! O să-mi înmoi acadeaua în asta! Wow, ce acre sunt! Dar tot sunt bune! Delicios! Pudra asta e genială! O să acopăr acadeaua cu pudră! Ce mult îmi place! Asta e cel mai bun! Ce urmează? N-a mai rămas nimic? Cred că s-au terminat dulciurile! Stai așa! Gina mai are ceva! Arată delicios! Hei, Gina! Îmi dai și mie? Nu! Nu firea! Am un plan! Ce vrea să facă? Asta da viață! Hei, ce faci? Sunt la baie, oprește-te! Nu! Ce greu e! Să vezi ce-ți fac în termin! Hei, scumpa mea, ce situație ciudată! Ai cumva niște hârtie igienică? Ajută-mă!
Trebuie să plec. N-am terminat de discutat despre asta, Matthew. Nici măcar n-a tras apa. Ce-o fi mâncat? Trebuie să o curăț. Mult mai bine. O să torn niște bomboane în toaletă. Ce colorate sunt! Dar n-am terminat. Am nevoie de ceva crocant. Seamănă cu un bol uriaș plin de cereale. Wow! Arată extraordinar! Sunt suficiente! Am atâtea întrebări! Stai cu ochii pe mine! O să-i dau jos ambalajul acestei acadele uriașe. Ce bună e! Și acum o să-mi moi în toaletă. Știu, îți sună aiurea, dar e fix ce trebuie. Uite cum arată. Știu că mă invidiezi. Wow! O să gust. Wow, e genială. Asta e cea mai bună idee pe care am avut-o vreodată. Vreau și eu o acadea enormă și o toaletă. Eu nu primesc niciodată nimic interesant. Hai cu mine, tati. Da, da, scumpa mea. Vreau niște vată pe băț. Hei, o vată pe băț, domnule. Imediat. Să trecem la treabă. Am nevoie de asta. Ce proces hipnotizant. Abia aștept. Poftim. Cum e, scumpa mea? Ce e? Crezi că nu știu să fac vată pe băț? Trebuie să fie mai mare. Ok, fii atent. Vrem una mai mare. O să dureze mult mai mult. Nu o să muncești degeaba. Wow, adică, da, sigur, pot face asta. Asta voiam să aud. Se rezolvă. Gata, scumpa mea, tati a rezolvat. Trebuie să mă concentrez. Sunt gata. M-am pregătit toată viața pentru asta. Au râs de mine la școala de producători de vată pe băț când ne-am sugerat asta. Ei bine, acum nu o să mai râdă nimeni de mine. Dați-vă la o parte, s-ar putea să fac mizerie. Ce emoții am. Fiu unul cu vata pe băț. Parcă ar fi niște nori roz pufoși. Wow, uite, tati, ce drăguț e. Mi se spune des asta, adică n-am terminat încă. E uriașă. Nu sunt sigur că o pot controla. Concentrează-te, hai că poți. E magnifică. Acum e destul de mare. Poftim, puștaico. Cum e? E perfectă. Vreau să o mănânc. E delicioasă. Mersi, tati. Nu mai vreau. Dar vata pe băț. Serios? Te salvez imediat. Nu-i bai. Sunt aici. Îmi pare rău. Nu! Ai văzut? Wow! Câtă tensiune! Mi s-a golit paharul. Îmi mai aduci ceva de băut? Sigur, mă întorc imediat. Te aștept! Nu mă așteptam la asta! Ce amuzant! Trebuia să fi văzut faza asta! Ce-am ratat? Mereu ratez părțile cele mai interesante. Ce enervant! Ce bun e, Matthew! E foarte, foarte bun! Îmi mai faci unul? Dar... Bine! Nu vreau să ratez nimic! Ce romantic! M-am întors! Ce s-a întâmplat? S-au cuplat? Măcar o să văd restul filmului. Crezi că pot să mai faci una? Serios? M-am săturat! Nu o să înțeleg nimic din filmul ăsta! Dar ce pot face? Acvariul ăsta seamănă cu un pahar uriaș. Știu ce pot face. Și cireașa de pe tort. Gina sigur nu o să mai bea paharul ăsta atât de rapid. Și peștii par fericiți. Spor la not, băieți. Ia să-i duc Ginei. Nu o să ghicești ce s-a întâmplat. Wow, ce tare! Păi, ți-e mereu sete. Și am un pai. Sau nu? Știu ce pot folosi. Unde l-ai găsit? Gina? De fapt, nu mai contează. Unde sunt? Tu cine ești?
Asta e pentru tine. Mersi. De ce am o presimțire ciudată apropo de asta? Ha? Nu mă așteptam la asta. Trebuie să merg în direcția indicată de săgeată? Chiar trebuie? Surpriză! E o bomboană uriașă! Toarnă zahăr într-o tigaie încăpătoare. Apoi adaugă bicarbonat de sodiu. Amestecă-le și topește-le. Arată bine! Acum o să folosesc forma asta uriașă de biscuiți. O să o apăs peste bomboană înainte să se întărească. Apoi o să aștept să se întărească. Stai! Trebuie să fiu serios. Asta e pentru tine. Trebuie să decupesc steaua? O să dureze o veșnicie. Exact. Nu! Nu pot face asta! Vreau să plec! Au! O să mă învinețesc! Trebuia să mă gândesc mai bine la ce fac. Ha-ha! Ce fază clasică! Poc! Ai intrat direct în zid! E distractiv să apeși pe butoane? Dar nu și dacă nu știi ce se va întâmpla după ce le apeși? Încercarea moarte n-are! Nu vine să cred că e aici! Asta are 1000 de ani! Dacă zici tu... Oh, uite! Ce crezi că fac butoanele alea? Poate o să câștigi ceva? Ce tare! E rândul meu! Ah! Plouă cu jucării Pop-It! Vă plac butoanele alea? Ăsta e și mai interesant! Hmm? Ce se întâmplă? Fiți atenți la mine! O să-l apus pe ăsta verde! Perfect! Sper că vă e foame! Atenție! Ce de tăiței! Sunt destui pentru o armată întreagă! Aș fi vrut să-i fi încălzit în prealabil! Ce ciudat se simt! Oare ce gustau? Știu! Ha! Am mereu la mine o pereche de andrele! Mă ajută să-mi umplu timpul! Ce alegere interesantă! Nu-i așa că ai și superb? Perfect pentru iarnă, corect? O să apăs pe butonul galben! Fiu! Bine că fac sport! Atenție la avalanșa de făină! Nu mai văd nimic! Of! Parcă aș fi făcut un duș cu făină! A fost senzațional! Ha-ciu! Ha-ciu! Cred că se ia! Ia să vedem! Da! Am apăsat deja pe alt buton? Runda asta o să fie dulce! Atenție! Par delicioase, nu-i așa? Ce nuanțe pastelate au! Wow! Ăsta a fost cel mai bun buton din lume! Sunt în raiul bezelelor moi! Pariez că le-aș putea mânca pe toate! Nu știu ce să aleg! Hei, o să ai nevoie de asta! Serios? Mersi, cred! Astea sunt dulci, dar tari! Atenție! Wow! Ce zgomot fac! Dar nu mă deranjează! Sunt bomboanele mele preferate! Știu! Hei, Lizzie! Vrei niște bomboane? Îți dau la schimb niște bezele moi! Wow! Ăsta da schimb corect! Nu mă așteptam să se întâmple asta! Nu știu... Gata! E timpul să agităm puțin lucrurile! Frișcă la superlativ!
Wow! Ce-am pe cap? Eram sigură că să-ți placă! Wow! Mă simt ca un star rock! Da! Poftă bună! O să apăs pe... o să apăs pe ambele! Cum vrei! Ce găleată plictisitoare! Dar nu-i bai, o pot îmbunătăți! Vreau două feluri de cereale! Cu cât mai multe, cu atât e mai bine! O să fie extrem de dulce! Ia să vedem! Sper că-ți plac cerealele! Nu știam că o să plouă! Dar am un bol, nu-i bai? Ce bine! Chiar mi se făcuse foame! Pe care să-l aleg acum? Te rog, fii ciocolată! Și mai bine! Ok, mi-a rămas un singur lucru de făcut! Ai dreptate! Hai să facem lucrurile și mai interesante! Wow! Se cam încinge treaba! Nu! Trebuia să-mi fi pus ochelarii de protecție! Așa explozie de la câteva bomboane mentolate? Ăsta poate? O să fac ceva mizerie de data asta! Ai cumva un burger pe acolo? Iar curge ceva cremos pe mine? E clar, chiar poți avea parte de prea mult ketchup! Ce grețos arată! Hei, știu! Fanii mei or să moară când vor vedea asta! Tina! Arată îngrozitor! N-am apucat să-mi iau rămas bun! Stai! E doar un sos! Ce bine! O să apăs pe butonul verde! Vai de mine! Un prosop? Serios? Era și timpul! Aleg portocaliu! Abia așteptam să apese pe butonul ăsta! Nu-i așa că-s frumoase? Atenție, cad bomboane în culorile curcubeului! Sau mai bine zis, plouă cu ele! Da, plouă, nu glumă! Parcă ar fi ziua mea! Da! Ai grijă! Te-ai speriat? Hei! Abia m-am curățat! Am nevoie de o mărire de salariu! Ala bala portocala! Ai milă de mine! Da? Runda asta n-are de ce să te îngrijoreze! Simți mirosul? Wow! E gustarea mea preferată! Păcat că nu mă pot uita și la un film! Sunt atât de fericit aici! Parcă aș pluti pe propriul nor de popcorn! Wow! Ce tare a fost! E delicios! Pe ce n-am apăsat încă? Cartofi prăjiți! Veniți la cartofi prăjiți! Sunt mai buni mâncați așa? O găleată de cartofi prăjiți serviți imediat! Wow! Ăștia sunt cumva ce cred eu că sunt? Pentru că miros a cartofi prăjiți! Am avut dreptate! Ce bine că mi-a mai rămas niște ketchup! Următorul buton? Galben! E portocaliu, de fapt! Sucul nostru doare la fel de tare? Cui nu-i place sucul de portocale? Și e proaspăt stors! Wow! Ce suc proaspăt! Unde-am pus paharul ăla? Mi-era și sete, ce-i drept! Noroc! Știu! O să
să las soarta să decidă pentru mine. Runda asta e foarte dulce, sirop de căpșuni dens și delicios. Wow! Ce tare! Îi simt gustul! Sunt plină de sirop! Am lovit-o la fix! Asta o să mă relaxeze garantat! Oh, da! Tu! În regulă, azi e ziua ta norocoasă! E aproape gata! Așa! 20 de ouă! Sper că ai nevoie de niște proteine! Nu-mi place deloc! E ceva moale și ciudat! Oprește-te, te rog! E groaznic! Alea au fost ouă crude, nu-i așa? Poate... Hai odată, am planuri pentru cină! O să aleg eu pentru tine! Iaurt de căpșuni! Ești gata? Curge și e gros, nu glumă! Wow! Nu văd nimic! Asta a fost runda cea mai neplăcută! Hei, nici măcar n-am apăsat pe nimic! Are gust de căpșuni? Ok, mi-a trecut supărarea! Tu câți cartofi prăjiți ai putea mânca? Spune-ne într-un comentariu! Și nu uita să împărtășești acest clip cu prietenii tăi și să te abonezi la canalul nostru!